pragul alegerilor locale. Avem ca candidați niște oameni foarte de treabă, dar cred că avem nevoie de un om cu experiență, cum este domnul Oleg Cernei. A avut o mare experiență și cred că este omul potrivit pentru localitatea noastră. Mulțumim, domnul Turcu. Stimați prieteni, acum vreau să ofer cuvântul doamnei Maia Sandu, președinta PASCO, președintele blocului Bacul. Este adevărat, stimată doamnă, prima dată la Bebeni am mers la întâlnire la școală și mi-amintesc că acolo era domnul Cernei, era ministru al educației și dânsul avea o sumedenie de pretenții la mine atunci. Și este firesc să fie așa. Unii dintre dumneavoastră au cam exagerat cu cuvintele calde, ca să nu le zic de laudă la adresa mea. Eu vreau să nu ne facem iluzii. Un om oricât de bine intenționat ar fi, nu are cum să schimbe lucrurile. Deci ceea ce facem noi se datorează efortului comun. Ultima dată m-am întâlnit cu unii dintre dumneavoastră la piață. Și atunci erau alte timpuri. Erau timpuri mult mai triste. Și acum avem multe probleme. Dar atunci era mult mai grav. Pentru că era o deznădejde totală în societate. Și eu vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, celor care nu v-ați lăsat copleșiți de deznădejde, care nu v-ați speriat, care ați avut curajul să ieșiți, să vorbiți, să protestați împotriva regimului, să mergeți, să-i chemați și pe ceilalți, să nu voteze pentru hoți și pentru cei care umblă cu pomană electorală, dar dincolo fură miliarde. Schimbarea pe care am făcut-o e un prim pas. Am reușit să obținem mai multă libertate. Și aceasta este fragilă și trebuie să lucrăm ca să consolidăm această libertate, ca să nu mai îndrăznească nimeni și să nu mai poată nimeni să facă ceea ce a făcut Placodniu. Dar această schimbare pe care am făcut-o, ea se datorează dumneavoastră. Oamenilor care au rezistat, care s-au opus, care au muncit, cărora nu le-a fost frică și care nu au lăsat mâinile în jos. Eu vreau ca așa să vedem lucrurile. Să nu ne facem iluzii sau așteptări exagerate față de o persoană sau altă. Trebuie să lucrăm în echipă. Și trebuie să schimbăm lucrurile și acolo, la Chișinău, la nivelul puterii centrale, și trebuie să schimbăm lucrurile și aici. Noi am început să facem ordine sus, nu știu ce simțiți dumneavoastră. Ordinea se face greu, sunt foarte mulți cei care se opun. Cea mai mare sarcina noastră este să construim justiția adevărată. Pentru că cele mai mari probleme vin de acolo. Faptul că hoțiile n-au fost sancționate de-a lungul timpului a condus să avem cele mai mari furturi care ne-au făcut renumiți în toată lumea. Faptul că oameni cu funcții într-o instituție sau alta nu au fost sancționați pentru că nu și-au făcut treaba sau pentru că au comis abuzuri a perpetuat această situație când lucrurile au început să degradeze și au degradat. Noi astăzi, practic, nu avem stat. Noi avem o parodie la stat. La orice instituție o să mergeți, o să vă confruntați cu probleme. Pentru că în acești ani, în acești 28 de ani, noi nu ne-a reușit să construim un stat adevărat. Un stat care să protejeze cetățenii, un stat care să-i apere, un stat care să le ofere siguranța zilei de mâine. Și avem această sarcină pe care nu am reușit-o de-a lungul deceniilor, avem această sarcină în fața noastră. Știu că trebuie să începem de la justiție. Pentru că noi cu toții vrem ca toți cei care au comis abuzuri enorme, corupție în valoare foarte mare, să fie sancționați, să ajungă la închisoare și să le fie confiscate averile. Și de aceea, cea mai mare sarcină, cea mai importantă prioritate a guvernului este reforma justiției. Nu este ușor. Ceea ce ne-a reușit nouă a fost să schimbăm
legea procuraturii, așa încât următorul procuror general să nu fie ales de Consiliul Superior al Procurorilor, pentru că am văzut ce poate face Consiliul Superior al Procurorilor, și anume nu a reușit să curățe sistemul. Am introdus prin această lege un mecanism nou, o comisie din experți, care o să selecteze 2-3 candidați, oameni onești, din care mai departe Consiliul Superior al Procurorilor o să aleagă Procurorul General, pentru că așa spune Constituția. Și nu avem când acum să schimbăm Constituția și nu avem nici suficiente mandate ca să schimbăm Constituția. De aceea am venit cu această modificare la legea Procuraturii. Și îmi doresc foarte mult să avem candidați buni din care această comisie să poată să aleagă oameni potriviți pentru această funcție. Evident că nu putem să credem că o să vină Procurorul General și cu bagheta magică o să schimbe totul peste noapte. Trebuie să înțelegem că peste noapte nu o să se schimbe. Dar noi vrem un Procuror General care o să-și facă echipă, care o să înceapă să curățe Procuratura și unul câte unul dosarele cele mai importante de corupție o să fie duse la bun sfârșit și cu ele se va merge în instanță. Și cei care au comis aceste abuzuri să plătească. Dincolo de asta, atunci când se ajunge în instanță, dacă ajungi pe mâna unui judecător corupt, nu contează cât de buni sunt procurorii și cât de curajos este Procurorul General. De aceea trebuie să facem și reforma judecătorilor. Ați văzut reacțiile lor. Atunci când noi am venit cu o reformă concretă de evaluare externă, ce înseamnă această evaluare externă? Aceasta înseamnă o comisie din afara sistemului judecătoresc, în care o să participe foști judecători, dar din afara sistemului judecătoresc, inclusiv cu foști judecători și procurori din țările Uniunii Europene, cu oameni de societatea civilă, care să analizeze, în primul rând, pornind de la organele de conducere, de la Curtea Supremă de Justiție, Curtea de Apel și altele, să analizeze cine sunt cei care au luat decizii în ultimii ani, în special în sistem. Și sunt două criterii importante pe care noi vrem ca judecătorii și procurorii să fie evaluați. Primul, averele pe care le au și să poată să justifice proveniența legală a acestor averi. Și nu așa cum a făcut Autoritatea Națională de Integritate până acum, când judecătoarea Cutare declara o mașină de lux, un Porsche cu 11.000 de lei. Nu. Așa ceva, de așa ceva noi nu avem nevoie. Noi avem nevoie de evaluare corectă. Acolo unde Porsche-ul trebuie să fie justificat cu banii reali de pe piață. La salariu sau la prețul, mai bine zis, la care se vinde mașina. Și dacă pot să justifice proveniența legală și nu statul să umble de urma lor, dar ei să vină cu actele la comisie și să dovedească de unde au avut banii. Dacă pot să justifice, trec la următoarea etapă. La următoarea etapă sunt deciziile pe care le-au dat. Și dacă ai dat o decizie prin care s-au anulat rezultatele alegerilor locale la Chișinău, atunci nu ai cum să rămâi în sistem. Dacă ai dat o decizie prin care, sau nu ai luat decizie, ai tergiversat decizia, așa încât să-l lași pe Șor în libertate, știind că el a furat și îl lași să cheltuie sute de milioane de euro furate de la stat, atunci evident că nu ai cum să rămâi în sistem. Primul pas este să-i scoatem din sistem pe acești oameni toxici. Evident, la următoarea etapă, acești oameni trebuie să răspundă. Dar ca să răspundă ei, trebuie să curățăm sistemul și de procurori corupți și de judecători corupți. Pentru că altfel mergi în instanță și ajungi iarăși la un judecător corupt și se încheie procesul așa cum s-au încheiat multe până acum. Asta este o reformă fundamentală pe care noi insistăm. O să fie greu, nu o să se întâmple peste noapte, dar anumite lucruri deja se întâmplă și eu sper că dumneavoastră le vedeți. Eu chiar cred că pentru ca să avem viitor la noi acasă, este absolut important să mergem până la capăt cu această reformă a justiției. Și în pofida rezistenței, opoziției din partea judecătorilor corupți, eu sunt sigură că noi o să reușim. Știți de ce o să reușim?
pentru că toți cetățenii Republicii Moldova vor ca această reformă să se întâmple. Toți! Și de la nord, și de la sud, și din sate, și din orașe, și cei care vorbesc limba română, și cei care vorbesc limba rusă sau găgăuză, toți vor acest lucru. Și eu cred că noi trebuie să mergem pe această reformă. Între timp, sunt multe alte lucruri pe care trebuie să le facem. Și eu bănuiesc că și dumneavoastră vă întrebați de ce încă nu am crescut pensiile și v-ați întrebat și aici. Că de ce nu am crescut încă salariile, de ce nu am alocat mai multe resurse pentru drumuri. Vreau să înțelegeți că noi am moștenit un buget cu o gaură de peste 4 miliarde de lei. Ceea ce am putut noi să obținem din resurse externe, în special de la Uniunea Europeană, de la Fondul Monetar Internațional, ne-au ajutat, banii ăștia ne-au ajutat să acoperim această gaură ca să nu trebuiască să reducem cheltuielile. Asta este cadoul, darul pe care ni l-a lăsat fosta guvernare. Ca să pornim lucrurile, trebuie să pornim economia. Dumneavoastră ați spus corect că ați muncit mult și ați contribuit la stat. Dumneavoastră, atunci când munceați, plăteați pensiile oamenilor care atunci erau în vârstă. Acum pensiile dumneavoastră sunt plătite de cei care lucrează astăzi în Republica Moldova. Cu cât mai puțini oameni lucrează, cu atât mai puține alocări la fondul social. Și este adevărat, mulți dintre copiii dumneavoastră plătesc pensiile oamenilor din Franța, Germania, Italia și alte țări. Pentru că noi nu am reușit să-i ținem aici acasă. Și pentru asta trebuie să pornim economia și pentru asta trebuie să creăm condiții ca oamenii să vrea să investească aici. Și ne întoarcem iar la justiție. Cine să vrea să investească bani în Republica Moldova dacă atunci când ajungi în instanță, instanța nu-ți face dreptate și riști să-ți pierzi banii? De asta am pornit această reformă importantă. Chiar și în aceste condiții dificile, când banii nu apar peste noapte, economia trebuie repornită, o să încercăm să facem ce putem. Acum lucrăm la bugetul anului viitor. O să corectăm anumite neajunsuri ale legii salarizării, pentru că sunt anumite categorii de oameni care au fost defavorizați atunci când s-a aprobat această nouă lege a salarizării. O să venim cu resurse mai mari pentru ajutorul pentru perioada de iarnă a cetățenilor. Încercăm să creștem și aceste indemnizații și să majorăm numărul oamenilor care o să primească aceste indemnizații. Încercăm din răsputeri să găsim o soluție și pentru pensii. Dar trebuie să știți că astăzi fondul social pe care l-am moștenit de la guvernarea precedentă are un deficit de 3 miliarde de lei. Acolo lipsesc 3 miliarde de lei. Pentru a plăti pensiile așa cum sunt ele astăzi, ne mai vorbim de majorare. Da, o să coborâm, o să punem niște limite la pensiile exagerate. Dar acolo nu sunt, economiile nu sunt atât de mari cât să putem să facem, să operăm modificările pe care am vrea noi sau majorările pe care am vrea noi să le operăm. E nevoie de bani pentru reparația drumurilor. Ce am putut să facem noi anul ăsta? Pentru că atunci când am ajuns în funcție, erau deja semnate contractele pentru reparația drumurilor. Și noi nu am putut să desfacem contractele, pentru că altfel cei care au câștigat aceste contracte ne-ar fi acționat în judecată. Dar noi am văzut că în cadrul acestor contracte, pentru anumite localități, au fost alocați mai mulți bani, pentru unele mai puțini, iar pentru altele deloc. De ce? Pentru că totul se făcea după culoarea politică a primarului. Și asta este greșit. Ce am făcut noi, ce am reușit să facem anul ăsta, a fost în cadrul contractelor deja semnate, în cadrul raioanelor, să reîmpărțim banii așa încât cei care nu au avut deloc anterior să poată să primească și ei ceva. Asta am putut să facem pornind de la situația reală. Pentru anul viitor, banii pentru reparația drumurilor vor fi distribuiți corect. În primul rând, acești bani vor fi alocați administrației publice locale, astfel încât administrația publică locală să decidă ce segment de drum să repare, nu guvernul de la Chișinău să decidă care stradă să fie reparată. Și nu contractele să nu se semneze acolo sus, dar dumneavoastră aici pe loc să faceți achizițiile publice, să urmăriți calitatea, pentru că eu mi-amintesc videoul pe care l-ați făcut dumneavoastră atunci când se făceau drumuri bune și se dezlipea ca țolul.
De asta trebuie să avem încredere și să lăsăm la latitudinea administrației publice locale să organizeze aceste licitații, să verifice pe loc calitatea drumurilor, pentru că dumneavoastră mergeți pe aceste drumuri și dumneavoastră trebuie să știți de la cine să cereți. De la primar, nu de la o companie pe care nu o cunoașteți și nu aveți de unde să o cunoașteți. Și dincolo de asta, cu coeficienți foarte clari, în funcție de numărul de oameni din localitate, asta ar trebui să vă bucure pe dumneavoastră, că sunteți una dintre puținele localități în care numărul de cetățeni este mai mare și, evident, în funcție de necesități. Deci, cu reguli foarte concrete de alocare a banilor. Mai mult decât atât, deja în bugetul pentru anul 2020, care o să intre în vigoare, deci care se pune în aplicare de la 1 ianuarie și la care lucrăm acum, noi propunem, ca să creștem, independența financiară a administrației publice locale. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă să lăsăm mai mult din veniturile sau din impozitele colectate de administrația publică locală, să le lăsăm la nivelul administrației publice locale. Nu să fie transferată la Chișinău. Pentru că asta o să vă motiveze pe dumneavoastră să vreți să deschideți sau să creați condiții ca să se dezvolte mai multe afaceri, ca să plătească mai multe impozite, pentru că asta înseamnă că o să aveți un buget mai mare și o să aveți o capacitate mai mare să rezolvați problemele cetățenilor. Dincolo de asta, așa cum s-a spus aici, există resurse externe. Noi la buget, evident că nu o să avem suficiente resurse pentru toate problemele pe care le au comunitățile din Republica Moldova. Există resurse externe și eu, în ultimii ani, cât am fost în opoziție și cât am mers la Bruxelles, am promovat ideea ca Uniunea Europeană să aloce resurse direct administrației publice locale. Pentru că asta iarăși o să sporească... Aceasta o să sporească independența administrației publice locale. Noi știm cum anumite partide în trecut și-au subordonat primarii prin aceste instrumente. Pentru că dacă nu vroiai să treci în partidul lor, atunci comunitatea era penalizată, comunitatea nu primea bani de la bugetul de stat și respectiv primarul nu putea să-și îndeplinească promisiunile așa cum le-a făcut în campanie. Acest lucru nu trebuie să se întâmple. Administrația publică locală este un pilon important al democrației și noi trebuie să consolidăm administrația publică locală. Am vorbit și îmi doresc foarte mult ca în anul 2020 să începem acest proiect pe care noi îl numim Satul European, prin care satele din Republica Moldova să poată să acceseze aceste fonduri europene pentru ca să poată să realizeze proiecte concrete. Din păcate, noi încă nu avem acces la fonduri structurale, așa cum a vorbit domnul primar aici. Acolo posibilitățile sunt mult mai mari, dar eu zic să ne pregătim pentru aceste fonduri structurale, să învățăm cum se pregătesc aceste proiecte, pentru că într-un moment, și sunt sigură de asta, o să ajungem să avem și noi acces la fonduri structurale. Și atunci poate apărea o altă problemă, capacitatea de absorpție, o să confirme domnul primar, atunci când comunitățile, și doar comunitățile, și alte instituții publice nu sunt gata să absoarbă toate resursele pe care le alocă Uniunea Europeană. Eu cred că noi avem șanse. Eu vreau să vă rog să ne mobilizăm în această campanie. Eu vreau să vă spun că și soarta guvernului, acestui guvern, depinde de cât de bune vor fi rezultatele în alegerile locale. Noi am pornit bine în pofida situației dificile, dar noi trebuie să ne consolidăm. Trebuie să dăm drumul la rădăcini. Și dacă vreți ca reforma justiției să fie dusă până la capăt, dacă vreți ca să pornim motoarele economiei și să avem bani să plătim pensii mai bune și salarii, dacă vreți să avem bani pentru localități, să avem bani pentru aceste proiecte de mediu care sunt o necesitate stringentă în toate localitățile Republicii Moldova, haideți să ne susținem reciproc. Am văzut și la dumneavoastră aici și în întâlnirile pe care le-am avut astăzi de dimineață, începând de la Drochia și continuând cu localitățile din Sângerei. Noi, cei din blocul acum, avem candidați foarte buni. Eu chiar sunt încurajată că oamenii, în pofida decepțiilor, în pofida greutăților, își dau totuși acordul
să meargă în campanie, să se implice în politică, chiar dacă politica a fost murdărită în trecut de tot felul de găști, de corupți. Eu vă mulțumesc pentru că nu cedați, pentru că nu renunțați, pentru că ne sunteți aproape. Vă promit că o să învățăm împreună cum să facem lucrurile și vă promit că o să fie greu, dar și o să fie foarte interesant. Vă spun asta din experiență proprie. Și o să vă aducă și satisfacție. Fiecare lucru pe care o să-l faceți pentru comunitate, fiecare reușită, oricât de mică, aduce o satisfacție foarte mare. Și pentru asta se merită tot efortul. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumesc, doamna Sandu. Vreau să zic că și Casa din Cultură am putea să accentuez. Noi am trecut la, sau am trecut la Festivalul Nicolae Grib, la Pepeni, se organizează un festival la 2 ani, Festivalul de Folclor Național Nicolae Grib. Și noi ne-am dorit foarte mult să o avem aici pe doamna Ministrul Învățământului, Culturii și Cercetării. Vedeți și palata aici, avem aproximativ 750 de locuri. E păstrat, e conservat și vrem să fie și casa noastră de cultură, pentru că poartă cu mine maestru Nicolae Glim, într-un proiect, eventual, nu vrem promisiunea dumneavoastră. Noi o să încercăm cu doamna ministru să vină doamna ministru aici, să discutăm la pachet și eu cred că avem promisiunea domnului Glim să fiți în viață și să veniți la deschiderea casei de cultură renovată. Doamne ajută!